Primarul ales de la Moldova Nouă, Adrian Torma, a participat la Ziua Internațională a Vârstnicilor, un eveniment sărbătorit în fiecare an împreună cu Asociația Pensionarilor din Moldova Nouă. Sunt recunoscător celor care au pus temelia orașului nostru și care sunt parte din povestea de dezvoltare a multor unități de producție din oraș, a transmis Adrian Torma. În calitate de viitor primar, acesta i-a asigurat pe vârstnici de tot sprijinul și implicarea în a găsi cele mai bune soluții pentru ei și pentru problemele pe care aceștia îi le vor aduce în vedere. De asemenea, el susține faptul că orașul Moldova Nouă are nevoie de un primar implicat și care empatizează cu comunitatea.